Ziua Internațională a Copiilor a fost sărbătorită și la Megidi. Administrația locală a organizat o mare petrecere la care au fost prezenți sute de copii. Ca și anul trecut, 1 iunie a adus multe surprize pentru cei mici, personaje din desene animate, baloane, clovni și multă veselie, dar și un concurs de cross pentru cei mai mari dintre ei. Astăzi, tot orașul Megidi a fost animat, începând cu ora 10, când startul evenimentelor a fost dat de crossul Iftimiei Lisei, care a adus împreună copii de toate vârstele. Concursul s-a desfășurat pe două categorii de vârstă, gimnaziu și liceu. Cei mai mici au alergat de la intersecția străzilor Poporului cu Viilor, iar cei mari de la șoseaua de centură. Cum a fost la cross? A fost foarte frumos, am avut ceva de învățat. Poftim? Ce ai avut de învățat de la cross? Am învățat cum să alergăm și celelalte. Este prima dată când ai participat la o astfel de competiție? Da. Frumos! O nouă experiență pentru mine cu această distanță mare pe care am parcurs-o. Ai mai participat la alte cross-uri? Da, mai participat, dar nu așa distanță mare. Linia de finish a fost amenajată în fața Casei de Cultura Sindicatelor Lucian Grigorescu, unde câștigătorii au primit premii substanțiale și diplome care au fost înmânate de edilul municipiului. O competiție reușită, cu mulți copii, cu copii atât talentați care au făcut performanță azi. O zi frumoasă, a început foarte frumos cu acest cross, va continua în parcul numai cu o sărbătoare a copiilor din Medgidia. Crossul a fost organizat de primăria municipiului Medgidia în parteneriat cu asociația Community Aid din București. A fost un eveniment foarte antrenant pentru noi ca și organizatori. Am încercat să îl organizăm în așa fel încât toți participanții să se bucure. Am văzut bucurie la sfârșit. Ne bucură acest lucru și sperăm ca și la anul să-l facem mult mai mare, mult mai antrenant și numărul de participanți să fie mult mai mare. Petrecerea s-a mutat apoi pe scena de spectacole din Parcul 1 Mai, care pentru câteva ore a devenit centrul distracție pentru cei mici. Acolo s-au putut juca cu Mikey și Minnie Mouse și Hello Kitty, dar și cu un clon care a făcut figurine din baloane. Totodată, cei prezenți au putut face fotografii pe suport magnetic cu personajele preferate. La mulți ani de ziua copiilor! Mulțumesc! Îți plac manifestele organizate în parc? Da, îmi plac! Eu nu știu care dintre voi e mini, tu sau mini mare? Mini mare! Nu ești tu adevărata mini? Nu! Eu așa cred! Bine! Bine? Câți ani ai? 3 luni și 6 luni. 3 luni și 6 luni? Da, ce-ți dorești tu să primești astăzi de ziua copilului? O bombonică. Petrecerea a fost animată și de spectacolul oferit de către copiii care activează la Casa de Cultură Ioan Neroman, care au susținut recitaluri de dans și cântec. Cei care s-au aflat astăzi în Parcul 1 Mai au putut vizita și o expoziție de pictură a copiilor care activează la Cercul de Pictură al Casei de Cultură Ioan Neroman. Au pregătit această expoziție cu flori, cu ocazia zilei de 1 iunie. Câți copii au expus astăzi aici tablouri? 30 de copii. Din ce s-au inspirat? Au numai flori aici, au frumusețe? Din diverse, cum să vă zic, felicitări. Fotografii realizate de noi împreună sau reproduceri după picturi, dar am schimbat gama cromatică sau pur și simplu am făcut, le-am spus să gândească și să transformăm acea pictură, să o facă cum doresc ei, cum simt ei. Deci nu trebuie să copiem identic o lucrare a unui anumit pictor. Fericirea s-a putut citi astăzi pe chipul tuturor micuților și al părinților, iar pe această cale postul Media TV Medgidia urează tuturor copiilor un sincer și călduros la mulți ani.